Cele mai multe infracțiuni sunt săvârșite din cauza nivelului scăzut de trai, a lipsei unui venit permanent, a migrației masive, dar și a șomajului. Asta o spun oamenii legii. Anul 2014 a fost marcat de mai multe crime răsunătoare, dar și reținerea ale unor interloperi periculoși aflați de mai mulți ani în căutare. În 15 ianuarie, țara a fost cutremurată de un grav accident rutier produs în apropiere de localitatea Vatra. Atunci, 7 oameni și-au pierdut viața, printre care și 2 copii. Alte 3 persoane au ajuns la spital. Accidentul a spulberat viața unei familii întregi, mama, tatăl și 2 fetițe, una de 1 an și alta de 2 luni, dar și altor 2 minori de 17 și 15 ani. Potrivit poliției, persoanele care au fost salvate aveau cuplate centurile de siguranță. Impactul a fost atât de puternic, încât victimele au fost aruncate din automobil. Sfârșitul lui ianuarie a fost marcat de reținerea 9 suspecți care fac parte din gruparea criminală Patron. În 24 ianuarie, cei 9 bărbați au fost escortați de aproximativ 20 de mascați în fața magistraților de la judecătoria Râșcani pentru a le fi prelungit mandatul de arestare. Procurorul declarase că există probe suficiente pentru ca aceștia să fie condamnați la ani grei de pușcărie pentru organizarea unui grup criminal, șantaj și alte fără de legi. Indivizii sunt acuzați că ar face parte din gruparea criminală Patron, una de temut în lumea interlopă. O parte dintre ei activa în Moldova, iar ceilalți în Italia. Mai exact, ei ar fi șantajat proprietarii microbuzelor, dar și alți moldoveni care munceau în Italia. Ei amenințau și le cereau anumite taxe pentru a scăpa nevătămați. Suma varia între 150 și 300 de euro. Dacă victimele nu plăteau, indivizii dădeau foc mașinilor sau caselor în care aceștia locuiau. Suspecții nu vor să-și recunoască vina și declară că nu știu pentru ce au fost reținuți. În total, 23 de indivizi suspectați că ar face parte din gruparea criminală Patron au fost reținuți la sfârșitul lunii ianuarie de poliția moldovenească și cea din Italia. În operațiunea internațională au fost implicați peste 300 de carabinieri italieni și alți peste 100 de oameni ai legii din Moldova. Liderul grupării, Ion Gușan, a fost reținut anterior în România. Captură record de hașiș la hotarul moldoromân. Polițiștii de frontieră au descoperit în microbuzul unui bărbat de 42 de ani 80 de kilograme de narcotice. Oamenii legii aveau informații despre o grupare criminală specializată în contrabandă cu droguri, care urma să treacă frontiera de stat. Au filat grupul mai bine de jumătate de an. La sfârșitul lunii ianuarie au verificat un microbuz la volanul căruia era un moldovean. Bărbatul a reușit să treacă hotarul pe la Vama Albița, dar nu a scăpat de vigilența polițiștilor de frontieră de la punctul Vamal Leușeni. Când au verificat automobilul, aceștia au descoperit în rezervor nici mai mult, nici mai puțin de 80 de kilograme de hașiș. Substanțele narcotice erau aduse din Spania. Conducătorul auto a fost imediat încătușat și reținut pentru 72 de ore. El riscă până la 10 ani de pușcărie. Începutul lui februarie a fost cu ghinion pentru 3 persoane, printre care și un șef adjunct de direcție de la Inspectoratul Fiscal de Stat, care au fost reținute în data de 3 februarie de către ofițerii anticorupție. Cei care au ajuns în vizorul CNA sunt suspectați de acte de corupție pentru protejarea activității agenților economici delincvenți. Potrivit oamenilor legii, au fost efectuate în jur de 20 de percheziții. Peste 3 zile, angajatul fisc a fost arestat pentru 20 de zile, iar pe numele celor 2 afaceriști a fost emis câte un mandat de arestare pentru 25 de zile. Peste o săptămână, oamenii legii au anunțat că o parte din banii transmiși sub controlul CNA au fost găsiți la o bancă din capitală. Suma de 5.300 de dolari a fost depistată într-o casetă de depozit ce aparține unei persoane apropiate angajatului fiscului. În februarie 2014, procurorii aveau în gestiune 6 cauze penale pornite pe spălare de bani, corupere pasivă și activă, precum și pentru trafic de informații.
influență. În cadrul acestora se verificau versiunile privind complicitatea mai multor inspectori fiscali la comiterea infracțiunilor. În 19 februarie, șefa Inspectoratului Fiscal de Stat al Raionului Sângerei a fost reținută de către ofițerii Direcției Nord a CNA. Potrivit oamenilor legii, femeia este suspectată că împreună cu alți subalterni ar fi organizat o schemă de extorcare a banilor de la agenții economici în schimbul unor favoruri, cum ar fi modificarea actelor întocmite în urma verificărilor inopinate sau aplicarea unor pedepse mai blânzi. Contra unor sume de bani, agenților li se propuneau servicii de protecție a activității economice. Șefa de la fisc fusese reținută pentru 72 de ore. În 22 februarie are loc o explozie la o spălătorie auto din capitală. Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit în urma unei deflagrații la un rezervor metalic plin cu spumant. Pe cazul dat a fost deschis un dosar penal, iar inspecția muncii urma să stabilească din ce cauză s-a produs tragedia și dacă erau respectate normele de securitate la locul de muncă. Potrivit poliției, tragedia a avut loc la o spălătorie auto amplasată pe strada Muncești 97 din capitală și cum firma activa în regim non-stop, un compresor construit artizanal a explodat în timp ce doi angajați spălau o mașină. În urma deflagrației, unul dintre muncitori a murit pe loc. Bărbatul în vârstă de 40 de ani era originar din raionul Nisporeni. Cel de-al doilea angajat din Ungheni s-a ales cu plagă în regiunea capului și comoție cerebrală, dar a refuzat spitalizarea. La câteva ore de la producerea tragediei, activitatea spălătoriei auto a fost sistată. În 27 martie, un tragic accident rutier a avut loc în raionul Iedineț. Trei persoane și-au pierdut viața. Este vorba despre un bărbat, o femeie și fiul lor minor de 4 ani. Bărbatul, care se afla la volanul mașinii, a ieșit pe contrasens în apropiere de satul Târnova, apoi a derapat de pe carosabil și s-a lovit într-un pilon electric. În urma impactului, toți trei au murit, iar o fetiță de 2 ani a rămas orfană. Chiar de 1 aprilie, șeful penitenciarului numărul 5 din Cahul împreună cu 6 subalterni au ajuns în fața magistraților. Cei 7 sunt acuzați de tortură, tratament inuman și degradant. Potrivit procurorilor, în perioada 2010-2012, suspecții au torturat 3 deținuți ai închisorii. Mai mult, după ce au aflat că victimele au depus o plângere la procuratură, i-au amenințat cu răfuială fizică, cerându-le să-și retragă denunțul. În acest caz a fost deschisă o cauză penală. Dacă vor fi găsiți vinovați, acuzații riscă până la 10 ani de închisoare și nu vor avea dreptul să ocupe anumite funcții timp de 5 ani. Peste 3 zile, șeful izolatorului de detenție provizorii al Inspectoratului de Poliție Florești a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de corupere pasivă. Potrivit oamenilor legii, capitanul ar fi cerut și primit 4.000 de lei, 3.500 de ruble rusești, 100 de dolari și 100 de euro pentru a permite transmiterea substanțelor narcotice, a 26 de telefoane mobile și altor obiecte interzise în pușcărie. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de închisoare și o amendă de până la 16.000 de lei. În 8 aprilie, Poliția Municipală anunța că a reținut o grupare criminală specializată în comercializarea drogurilor. Gruparea, care încerca să comercializeze 3 sacoșe cu substanțe vegetale asemănătoare cânepei, a fost reținută de către ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Buiucani al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău. Tinerii au vârstele cuprinse între 15 și 30 de ani și au avut antecedente penale. Acțiunea a avut loc într-un parc din sectorul Buiucani. Suspecții erau cunoscuți în lumea interlopă sub pseudonimele Belca, Achilles și Malei. Substanța descoperită asupra lor urma să fie vândută la prețul de 24.700 de lei. Oamenii legii au strâns probe suficiente pentru a porni urmărirea penală în privința suspecților pentru circulația ilegală a substanțelor narcotice. Ei riscă privațiune de libertate pe un termen de la 3 până la 7 ani. În data de 8 aprilie, magistratul Gheorghe Popa din Telenești a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru luare de mită. Sentința a fost pronunțată de judecătoria sectorului Buiucani al capitalei. Judecătorul a fost prins în flagrant în timp ce primea mită 200 de dolari. Popa a fost obligat să plătească și o amendă de 160.000 de lei. Magistratul are interdicția de a părăsi țara. Sentința este cu drept de contestare, iar abia după decizia curții de apel, Popa ar putea fi încătușat. Potrivit Procuraturii Generale, judecătorul Popa este primul magistrat condamnat la închisoare cu executare. Magistratul de la judecătoria raionului Telenești a fost reținut de ofițerii CNA și procurori în luna octombrie 2013, fiind bănuit că ar fi extorcat 200 de dolari de la un cetățean pentru a-i scoate de pe rol dosarul în care ultimul figura în calitate de pârât. În data de 17 aprilie, președintele judecătoriei Glodeni, Ion Cazacu, a fost reținut în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei de la un inculpat. Potrivit procurorilor,
magistratul urma să-l absolve pe bărbat de pedapsa pentru comiterea unui accident. Cei doi riscă până la 15 ani de închisoare sau amendă de până la 16.000 de lei. Potrivit ofițerilor CNA, în timpul perchezițiilor au fost ridicate și alte mijloace bănești, 10.500 de lei și 5.000 de euro, a căror proveniență nu a fost stabilită. În aceeași zi a fost reținut și șeful adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat. Funcționarul a fost prins în timp ce primea 25.000 de lei mită pentru a-l scuti pe un agent economic de auditul ecologic. Operațiunea a fost realizată de Procuratura Generală în comun cu reprezentanții Ministerului de Interne. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la 10 ani de închisoare și o amendă de 160.000 de lei. În data de 1 mai, angajații Direcției Poliției a municipiului Chișinău au descins la două firme transportatoare de mărfuri din capitală, suspectate de evaziune fiscală. Potrivit oamenilor legii, din 2013 și până în mai 2014, persoane responsabile din cadrul întreprinderilor ar fi inclus intenționat date eronate privind veniturile și cheltuielile. Astfel, bugetul statului a fost prejudiciat cu milioane de lei. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele angajaților companiilor, polițiștii au depistat suporturi electronice cu informații privind evidența contabilă. În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru evaziune fiscală, iar suspecții riscă până la 6 ani de închisoare sau o amendă de până la 100.000 de lei. În aceeași zi, un incendiu devastator a avut loc în sectorul botanic al capitalei, la o mansardă de pe strada Independenței. Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit în unul dintre apartamente, iar în scurt timp s-a răspândit pe întreg etajul. În consecință, toate cele 20 de locuințe au fost făcute scrum. La fața locului s-au deplasat 10 autospeciale, 3 scări rulante, 3 ambulanțe și serviciul de gaze. Oamenii rămași fără locuințe au fost adăpostiți într-o școală internat din apropiere. Speriați de furia flăcărilor, locatarii au ieșit din locuințe care și cum au putut. Disperați, oamenii spun că nu au reușit să salveze nimic. Focul s-a extins pe o suprafață de peste 600 de metri pătrați. Potrivit pompierilor, cauza izbucnirii incendiului deocamdată nu este cunoscută. Un jaf ca în filme a avut loc în data de 30 mai. Angajatul unei bănci a murit, iar alți doi colegi de-ai săi au ajuns la spital în stare gravă, după ce au fost atacați, împușcați și jefuiți de un grup de tâlhari. Totul a început în timp ce victimele ridicau încasările de la o filială a băncii aflată în incinta magazinului Metro din sectorul Râșcani. În presă se vehicula că infractorii au tras 46 de focuri de armă și au fugit cu aproape jumătate de milion de lei. Între timp, oamenii legii au inițiat un grup special de lucru. A fost stabilit că un grup de persoane necunoscute înarmate, echipate cu veste antiglonți și cu cagule pe față, au deschis focul asupra automobilului de încasare și transportarea banilor a uneia dintre cele mai mari bănci din țară. În consecință, șoferul mașinii în vârstă de 45 de ani, fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, a murit pe loc, iar ceilalți doi angajați au fost internați în secția de reanimare a spitalului de urgență. Oamenii legii susțineau că atacatorii ar fi tras mai multe focuri de armă, au furat banii, după care au fugit cu o mașină Chrysler Saragota. Infractorii au schimbat în drum automobilul pe unul de model Volvo, identificat ulterior în Durlești. Deși imediat poliția a blocat toate ieșirile și intrările din oraș, în special cele ce duc spre sudul țării și spre regiunea transnistreană, în seara atacului armat indivizii nu au fost găsiți. Abia în 5 iunie, magistrații de la Judecătoria Centru au emis un mandat de arestare de 30 de zile pentru 4 suspecți în dosarul jafului armat. Potrivit șefului Inspectoratului General de poliție Ion Bodrug, doi din cei 4 bărbați învinuiți au pregătire militară specială. Unul dintre ei a fost lunetist în cadrul Armatei Naționale, iar altul este trăgător la țintă profesionist. Mai mult, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile celor 4, anchetatorii au găsit armele din care s-a tras, dar și una dintre mașinile folosite în pregătirea atacului. Presa nu a avut acces în sala de ședințe. Persoanele reținute au fost aduse la judecătorie în veste antiglonți însoțite de mascați. Învinuiții au refuzat să vorbească cu presa atât la intrarea cât și la ieșirea din sala de judecată. Procurorul care examinează cazul susține că are suficiente probe pentru a demonstra vinovăția celor 4. Învinuiții au peste 35 de ani și pregătire militară. Unul dintre ei este originar din Stânga Nistrului. Chiar dacă poliția declară că unii și-au recunoscut vina, avocații susțin contrariul. În 4 iulie, polițiștii au efectuat percheziții în mai multe locații din țară, inclusiv într-un apartament din capitală, unde a fost găsit arma crimei.
După o săptămână de la jaful armat de la Metro în capitală, are loc un nou caz tragic. Două femei angajate ale unei case de schimb valutar din capitală au fost atacate de un individ pe strada Negruții. Atacatorul le-a lovit cu un pumnal și le-a furat geanta cu bani pe care femeile o duceau spre locul unde urmau să-i depoziteze. Potrivit lui Ion Bodrug, șeful Inspectoratului General de Poliție, una dintre femei murise pe loc. Poliția investigează mai multe versiuni. Medicii spun că la fața locului nu au putut să facă altceva decât să constate moartea biologică a femeii. Victima avea 43 de ani. Polițiștii au reținut-o pe colega femeii care a însoțit-o în acea zi tragică. Oamenii legii cred că aceasta a fost complice la săvârșirea infracțiunii. În 26 iunie a fost anunțat în căutare judecătoarea Elena Roibu din Criuleni și avocata Tatiana Mostovoi Filimonov, după ce cu o zi înainte judecătoria sectorului Ciocana a capitalei le-a condamnat la 8 și respectiv 7 ani de închisoare. Magistrata Elena Roibu a fost reținută în flagrant la sfârșitul lunii octombrie 2013, în timp ce primea 2000 de euro mită pentru a echita pe doi inculpați. Potrivit procurorilor anticorupție, magistrata a acționat în complicitate cu avocata Tatiana Mostovoi Filimonov. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatelor, care erau cercetate penal în stare de libertate. Potrivit procurorilor anticorupție, cele două femei au asistat la ședința de judecată. După ce completul de judecată s-a retras în camera de deliberare, cele două femei au ieșit însă din sală. Avocatul judecătoarei spunea că Elena Roibu a părăsit sediul instanței din cauza unor probleme de sănătate și i-a acuzat pe judecătorii care au examinat cazul că ar fi chemat escorta înainte de a fi pronunțată sentința. Avocatul Alexandru Ursachi susținea că nu știe unde se află clienta sa. Același lucru îl declară și polițiștii care le-au anunțat pe judecătoarea Elena Roibu și pe avocata Tatiana Mostovoi Filimonov în căutare generală. 14 percheziții au avut loc în casele și birourile angajaților primăriei Trușeni din municipiul Chișinău în data de 9 iulie. Acestea au fost organizate de către ofițerii Direcției Operațiuni Speciale a Inspectoratului Național de Investigații. Mai multe persoane cu funcții de răspundere din cadrul primăriei Trușeni au statutul de bănuit în două dosare deschise pentru delapidarea averii străine și înstrăinarea terenurilor din proprietate publică. Potrivit martorilor, oamenii legii au verificat mai multe acte și rapoarte financiare găsite în primărie. Polițiștii au refuzat însă să ofere informații despre percheziții sau dosarele penale deschise. Alte controle au avut loc și în casele mai multor locuitori din orașele Strășeni și Ceadărlunga, care sunt vizați în acest dosar. Reprezentanții Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Național de Investigații au refuzat să ofere detalii despre acest caz. Peste trei zile, oamenii legii anunțaseră că 6 funcționari ai primăriei comunei Trușeni din municipiul Chișinău sunt bănuiți de delapidarea averii străine și înstrăinarea terenurilor din proprietatea publică. În urma investigațiilor s-a stabilit că în 2012 funcționarii publici au repartizat ilegal din fondurile de rezervă ale comunei un lot cu suprafața de 12 ari și au obținut un venit de peste 315.000 lei. În urma investigațiilor s-a stabilit că în 2012 funcționarii publici au repartizat ilegal din fondurile de rezervă ale comunei un lot cu suprafața de 12 ari și au obținut un venit de peste 315.000 de lei. Dacă vor fi găsiți vinovați, funcționarii riscă până la 15 ani de închisoare. În 10 iulie, procurorii și ofițerii anticorupție au anunțat că administrația pieței centrale din capitală colectează câte 4 milioane de lei în fiecare lună din perceperea taxelor ilegale de la comercianți. Constatarea vine după ce ofițerii CNA au descins la sediul administrației pieței, dar și în apartamentele unor angajați, inclusiv la domiciliul fostului director al pieței centrale din Chișinău. Procurorii au stabilit că, de exemplu, de la un vânzător de citrice erau percepuți lunar în afara plății de arendă câte 200-300 de euro pentru un loc de comerț. Potrivit informațiilor oferite de Serviciul de Presă al Centrului Național Anticorupție, dosarul penal pe acest caz era pornit încă la începutul anului. În 16 septembrie, într-un sat din raionul Lova, a avut loc o crimă cutremurătoare. O fetiță de doar 6 ani a fost omorâtă de propria mamă. Potrivit poliției, femeia era în stare de ebrietate și avea halucinații. Ea le-a povestit oamenilor legii care curs la acest gest cumplit după ce a văzut un film de groază. Trupul neînsuflețit al micuței a fost descoperit de sora sa în vârstă de 15 ani, care a apelat la ajutorul vecinilor. Aceștia au chemat poliția și ambulanța. Medicii au putut doar să constate decesul micuței. Femeia în vârstă de 34 de ani a fost arestată. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal. Dacă va fi găsită vinovată, ea riscă de la 8 la 14 ani de închisoare.
Un caz cu tremurător a avut loc în orașul Căușeni. O fetiță de doar 2 ani a fost violată noaptea de 25 septembrie. Ea a fost găsită a doua zi dimineața în stare de hipotermie lângă gardul școlii din localitate. Tatăl fetiței a murit acum 7 luni, iar mama dispăruse din data de 19 august, când și-a lăsat fiica în grija unei vecine. Femeia care și-a asumat grija pentru creșterea micuței a refuzat să discute despre acest caz. Copilul a fost găsit cu semne de violență pe toată suprafața corpului. Polițiștii au avut inițial 3 suspecți, printre care și concubinul bunicii fetiței. Bărbatul a murit la scurt timp după tragedie. Singurul suspect, care este și astăzi în arestul poliției, este fiul concubinului bunicii. Fetița a fost internată inițial în secția de reanimare a Spitalului Raional Căușeni. Ulterior, ea a fost transportată la centrul mamei și copilului din Chișinău. Mama micuței urmează să fie decăzută din drepturile părintești. În data de 14 octombrie, Alexandru Miron, fost angajat al Ministerului Apărării și fost șef de catedră la Academia Militară Alexandru cel Bun, a fost condamnat la 24 de ani de pușcărie pentru că și-a omorât soția. În august 2013, o femeie în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă într-un bloc de pe strada Muncești din sectorul Botanica, lângă ușa apartamentului în care locuia. Poliția a stabilit că femeia este Angela Miron, fiica fostului președinte al raionului Ocnița. Oamenii legii declarau atunci că omorul a fost premeditat. Procurorul municipiului Chișinău, Ion Diacov, a declarat că bănuit de săvârșirea crimei este soțul femeii decedate. Aceasta sufera de 7 ani de o boală și din această cauză copiii au fost duși la Ocnița la părinți, iar soțul ei între timp și-a găsit o amantă. Pentru că averea familiei Miron, un apartament în Chișinău și 2 automobile îi aparțineau soției, bărbatul a decis că doar dacă o va omorî, va putea moșteni totul. Din 2011, Miron se afla în izolatorul numărul 13 din capitală. Fostul decan va sta în pușcărie încă 22 de ani. Membrul Curții de Conturi Gheorghe Trocin, bănuit de omorârea din imprudență în urma unui accident de circulație a unui copil de 6 ani, are interdicție de a părăsi țara. Măsura a fost aplicată pe 20 octombrie de judecătoria raionului Streșeni. Accidentul s-a produs în data de 8 noiembrie 2013. Potrivit materialelor din dosarul penal, Gheorghe Trocin se deplasa în acea zi pe traseul Chișinău Bălți. În apropierea localității Greblești, el ar fi lovit un alt automobil condus de o femeie. În urma impactului, un copil de 6 ani a murit pe loc, iar 7 oameni au fost răniți. Gheorghe Trocin pledează nevinovat. Avocații victimelor susțin că Trocin ar fi încălcat regulamentul circulației rutiere, iar procurorul spune că au fost acumulate suficiente probe pentru a demonstra vinovăția membrului Curții de Conturi. Rudele victimelor își doresc pedepsirea vinovatului de moartea copilului și traumatizarea altor oameni. Doi interlopi, Ion Druță alias Vanea Pisatel și Ghenadie Vechiu, au fost reținuți în data de 4 noiembrie de forțele de ordine. Cei doi sunt bănuiți de vânzarea ilegală a armelor. Reținerea a fost efectuată de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigație, ofițerii SIS în comun cu reprezentanții ai Procuraturii Generale. Unul dintre suspecți era înarmat. În iulie 2014, Vanea Pisatel a fost protagonistul unei investigații realizate de jurnaliști străini care au constatat că acesta livra armament din stânga Ganistrului insurgenților din Ucraina. Interlopul moldovean a fost înregistrat în timp ce vindea unui jurnalist sub acoperire arme din dotarea armatei a 14-a Rusiei din regiunea transnistreană. Tranzacția a avut loc cu 10 zile înainte de masacrul de la Palatul Sindicatelor din Odessa, unde au fost uciși 40 de oameni. Atunci autoritățile ucrainene au anunțat despre participarea la atentat a unor grupări din regiunea de est a Moldovei. În 2013, Ion Druță a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru comandarea unui triplu omor. El a fost însă achitat de Curtea Supremă de Justiție. De asemenea, Druța a fost anunțat în căutare și în România, unde este acuzat că ar fi comandat asasinarea unui om de afaceri. Despre Ghenadie Vechiu, presa a scris că face parte din gruparea criminală Patron, cunoscută pentru asasinate la comandă. În data de 18 noiembrie, poliția anunță că a anihilat o grupare criminală suspectată de comercializarea pastilelor Ecstasy. Operațiunea a fost efectuată de Inspectoratul Național de Investigație, în comun cu Procuratura Sectorului Buiucan și Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger. Drogurile erau aduse de peste hotare și comercializate în cluburile de noapte din capitală. Potrivit poliției, suspecții nu au antecedente penale, iar anterior au muncit peste hotarele țării. Unul dintre ei, un tânăr de 25 de ani, a fost șofer de curse lungi. În urma perchezițiilor la domiciliul unuia dintre bănuiți au fost depistate 250 de pastile Ecstasy și 8 telefoane mobile. De asemenea, într-un
într-un local care aparținea liderului grupării. Au fost găsite alte 5.000 de pastile. Valoarea totală a stupefiantelor este de peste 1.000.000 de lei. Cei trei se află în arest preventiv și vor fi cercetați penal pentru contrabandă. Oamenii legii urmează să stabilească modul în care au fost introduse drogurile în țară. Dacă li se va dovedi vinovăția, suspecții riscă până la 15 ani de închisoare. Săptămâna alegerilor nu a fost deloc liniștită. Oamenii legii au reținut pe câțiva dintre activiștii mișcării extremiste Antifa. Potrivit poliției, aceștia ar avea legătură cu jaful de la Metro din 30 mai. Concubina unuia dintre acuzații în dosarul Metro a fost reținută în cadrul descinderilor polițiștilor de la Fulger în dosarul Antifa. Procurorul Viorel Morari susține că femeia este iubita lui Oleg Timofti, care se află acum în arest preventiv și este acuzat că ar fi implicat în atacul asupra încasatorilor. Poliția a interceptat mai multe convorbiri telefonice între activistul Antifa Mihail Amerberg și această femeie. Sunt două discuții, adică o discuție între două persoane, bărbat și doamnă. Doamna respectivă este concubina unui inculpat la moment pe dosarul atacului armat la Metro. Din discuția respectivă rezultă că doamna ar fi avut o înțelegere cu bănuitul de pe dosarul Antifa referitor la potențial sau faptă de corupere persoanelor publice în vederea soluționării întrebării concubinului său. Adică să fie eliberat din arest sau altfel cumva să îmbunătățească situația. În cadrul perchezițiilor au fost găsite mai multe arme. În acest caz a fost pornit un dosar penal. Femeia este bănuită de conducerea unei organizații criminale. Pe 26 noiembrie, oamenii legii au organizat percheziții în 15 locații din municipiul Chișinău și din alte localități din țară. 6 presupuși membri ai organizației extremiste Antifa au fost reținuți pentru suspiciuni de formarea unei grupări criminale. Ei riscă o pedapsă de la 8 la 15 ani de detenție. În 4 decembrie, Curtea de Apel Chișinău le-a respins solicitarea de a-i pune libertate pe activiștii mișcării Antifa, Pavel Grigorciuc și Mihail Amerberg, acuzați de organizarea unei grupări criminale. Judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău au considerat cererea lui Pavel Grigorciuc și Mihail Amerberg drept neîntemeiată. Magistrații nu s-au lăsat influențați de grupul de protestatari care a fost prezent în sală. În arest rămâne și o altă persoană implicată în acest caz, soția unui inculpat din dosarul privind atacul asupra încasatorilor. Cu o săptămână în urmă, în cadrul unei operațiuni speciale, poliția a reținut 6 persoane. Potrivit anchetei, toate au legături cu o organizație extremistă. În 26 noiembrie, 2 pompieri și-au pierdut viața, iar alți 2 au fost grav răniți în urma unui incendiu devastator produs la Telenești. Un magazin de materiale de construcții s-a aprins, iar flăcările s-au extins cu repeziciune. La fața locului au intervenit 5 autospeciale cu 30 de pompieri. Tavanul construcției s-a prăbușit peste un grup de pompieri care a intrat în interior să stingă focul. 2 dintre salvatori au murit sub dărâmături. Alți 2 au fost transportați de urgență la spital, dintre care unul în stare gravă. Deocamdată nu se știe din ce cauză a izbucnit incendiul. La fața locului a fost creat un grup special de lucru care a pornit o anchetă. Oamenii legii investighează cazul. Ulterior, șeful statului i-a decorat pe cei 2 pompieri care au murit la datorie. În data de 3 decembrie, o femeie din capital a murit în chinuri groaznice după ce a fost tropită cu acid sulfuric. Femeia a fost atacată chiar în scara blocului în care locuiesc părinții săi. Potrivit poliției, presupusul atacator este fostul iubit al femeii. Incidentul a avut loc în sectorul Râșcan al capitalei. Victima a fost transportată la centrul de leziuni termice. Medicii susțin că fata a suferit arsuri grave a căilor respiratorii și nu a mai putut fi salvată. Pentru a identifica agresorul, poliția a verificat toți prietenii și foștii iubiți ai fetei. Peste o zi, poliția a anunțat că a reținut 2 bărbați suspectați de uciderea femeii. Este vorba de fostul ei iubit și prietenul său, căruia i-a comandat omorul pentru 1000 de euro. Bărbații sunt reținuți pentru 30 de zile și riscă până la 15 ani de pușcărie. În 11 decembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție și reprezentanții Procuraturii Generale au efectuat mai multe percheziții în capitală. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar unde sunt vizați un judecător și angajați ai instanțelor de judecată. Descinderile vizează mai multe cauze penale pentru fals în acte publice și depășirea atribuțiilor de serviciu. Potrivit șefului Direcției Urmărire Penală din cadrul CNA, Bogdan Zumbreanu, au fost reținute mai multe persoane.
Cei implicați riscă până la 10 ani de închisoare. 4 angajați de la registru au fost reținuți de ofițerii CNA într-un dosar de trafic de influență în data de 12 decembrie. 4 angajați de la registru au fost reținuți de ofițerii CNA într-un dosar de trafic de influență în data de 12 decembrie. Ei sunt bănuiți că ar fi pretins sume între 1.000 și 10.000 de euro pentru eliberarea pașapoartelor în mod ilegal. Investigațiile CNA care au condus la descoperirea schemei au fost sprijinite de către Serviciul de Securitate Internă al Centrului de Resurse Informaționale de Stat Registru. În cadrul cauzei, ofițerii de urmărire penală l-au documentat și reținut în flagrant pe unul dintre funcționarii registru, în timp ce primea 1.000 de euro în două tranșe sub controlul CNA de la un fost condamnat. Potrivit denunțătorului, banii ar fi fost necesari pentru mituirea altor funcționari din cadrul secției pașapoarte de la registru ca să elibereze actul solicitat în lipsa documentelor confirmative obligatorii care se prezintă pentru perfectarea actelor oficiale. Astfel, alte 3 persoane din cadrul întreprinderii au fost identificate în cadrul acțiunilor de urmărire penală. Din informațiile preliminare rezultă bănuiala rezonabilă că acestea făceau parte din aceeași schemă de perfectare și eliberare a documentelor. Documentarea acestora a scos în evidență un alt caz de perfectare frauduloasă a actelor oficiale. De data aceasta, funcționarii ar fi cerut de la un cetățean al Ucrainei 10.000 de euro pentru a-i face pașaport moldovenesc. Reținerile au avut loc după mai multe percheziții desfășurate la domiciliile bănuiților, dar și în birourile de serviciu. Cele 4 persoane au fost escortate la CNA, fiind reținute pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a decis ca la 2 persoane să prelungească arestul în izolator, iar celelalte 2 persoane arest la domiciliu. Traficul de influență este pedepsit cu închisoare pe un termen de la 2 la 6 ani. În 23 decembrie au avut loc 6 percheziții la Vama Giurgiulești. Șeful postului vamal, dar și un agent economic au fost reținuți de ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Ofițerii CNA au desfășurat 6 percheziții, inclusiv în biroul șefului postului vamal Giurgiulești și la domiciliul acestuia. Concomitent, acțiuni de urmărire penală au avut loc și în capitală, la sediul unei firme și la domiciliul conducătorului acesteia. Acțiunile au fost realizate în baza unui dosar penal intentat în octombrie curent. În cadrul acestei cauze a fost verificată și documentată o schemă de introducere frauduloasă a mărfurilor prin postul vamal Giurgiulești, cu evitarea controalelor fizice și a procedurii de vămuire. A fost intentat un dosar penal pe corupere pasivă, fiindcă din informația de care am dispus, toate acestea se petreceau cu mituirea angajaților serviciului vamal. De asemenea, ca rezultat a efectuării perchezițiilor, au fost reținute 2 persoane, deci reprezentantul unui agent economic și șeful postului vamal respectiv. Ei au fost reținuți pe un termen de 72 de ori. Procurorul în 3 zile urmează să decidă punerea lor sub amenire și sesizarea sau nu a judecătorului de instrucție privind emiterea mandatului de arest. În urma perchezițiilor au fost ridicați mai mulți bani și documente importante pentru cauza penală. De asemenea, o sumă de bani a fost ridicată de la șeful postului în urma percheziției corporale.